emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope. Răzvan Ioan și cu mine avem astăzi un invitat din depărtare, să spun așa, este exilat la Paris, mă rog, lângă Paris, dar tot un intelectual parizian este în acest fel, și anume Alexandru Gusi, care e profesor, lector mai exact, de științe politice la Universitatea București. El acum s-a întors în Franța pentru că își făcuse doctoratul la Sciences Po, la Institut d'Études Politiques din Paris, pe o temă însă românească, o temă care pentru mine a fost extrem de interesantă, și anume piața universității, aplicând și noțiunea de lieu de mémoire, nu? De loc al memoriei. Deci o teză de doctorat despre piața universității, apoi a devenit lector, cum spuneam, la Universitatea București, și este unul dintre cei mai valabili politologi, aș spune, din România. Acum, cunoscându-i modestia și totodată simțul umorului, parcă îi citesc gândurile spunând că nu e prea greu. Dar în orice caz, Alexandru, ești unul dintre cei mai buni. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult pentru invitație, care e extrem de onorantă, și prezentare, dar evident voi începe prin a te contrazice. Nu prea sunt parizian, nu prea sunt intelectual, politolog, sunt ieșit din joc. Așa că sunt, mă rog, un cercetător și cineva care încearcă în același timp să înțeleagă prin diverse forme și în primul rând cu empatie, pentru că asta mi se pare că lipsește în acest moment, capacitatea de a înțelege o realitate, nu plecând de la niște interese sau de la un militantism care e în noi. Sigur, fiecare are un motor interior, dar cred că cercetarea presupune exact capacitatea de a uita acest motor interior, de a-i folosi numai energia pentru a înțelege lumea în care suntem. Și din păcate, cred că pot să-mi asum acest lucru, faptul că încerc printr-o anumită imparțialitate să înțeleg inclusiv politica românească, acum un pic mai puțin. Ce mă preocupă acum este un fel de reînțelegere a parcursului postcomunismului românesc, pentru că dacă vrem să înțelegem cum suntem acum, sigur că trebuie să înțelegem diverse etape din istorie, nu să le rescriem conform unor interese de moment, ci chiar să le înțelegem pentru a găsi câte un leac. Alexandru, iată că o să spun o întrebare puțin incomodă. E foarte important că oameni inteligenți, competenți, se ocupă de postcomunismul românesc, dar nu este în fond un subiect plicticos? Adică e bine că faci lucrul ăsta, noi beneficiem de pe urma expertizei tale, dar nu te plictisește de moarte lume? Politica asta românească stâmpită, mediocră, cenușie, lipsită de haz, că se spune adesea că e ca în Caragiale. Nu, nu e deloc ca în Caragiale. Bine ar fi să fie ca în Caragiale, adică ai fi un exeget al lui Caragiale, dar nu este vorba de așa ceva. Personajele sunt șterse, fără haz, cele mai multe, și se spune că e circ bun, dar există și circ de calitate. Una este Le Cirque du Soleil, alta este Bâlciu din cine știe ce târgușor de provincie. Cam asta este. De-aia te întreb, nu te plictisești cu subiectul ăsta, postcomunismul românesc? Da, scuză-mă, Toader, aici cred că întrebarea ar trebui formulată în termen de empatie. Cum poate cineva să fie empatic, să încearcă să înțeleagă tot circul, tot bâlciu, pe care îl trăim de 30 de ani, cu mici excepții, bineînțeles. Există excepții. Trebuie spus că Răzvan Ioan pregătește un curs despre empatie. De-aia, sunt foarte curios întotdeauna. Bun, hai să lăsăm să vorbească pe... Nu, n-aș fi capabil să fac o teorie despre empatie. Cred că e pur și simplu o practică pe care orice istoric, dar nu
nu numai istoric, nu e ceva legat de metodologia științelor sociale, trebuie să o aplice. Întrebarea lui Toader e legată probabil și de faptul că azi, dacă privim piața politică, parcă vedem un film nu prost, nu de categorie B, C, D, ci pur și simplu parcă e rezultatul unui om care repetă un scenariu, rescrie din ce în ce mai prost. Se poate și asta, să rescrii ceva din ce în ce mai prost. Dar tocmai de aia e interesant să mergi cumva în timp înapoi și să vezi cum era scenariul inițial, de ce lucrurile pot să meargă așa. Deci e o fascinație pentru un obiect, care poate fi un obiect de cercetare, dar e și obiectul vieții noastre. Asta face și dificultatea lui, pentru că sigur că se poate arunca o părere extrem de radicală pe o rețea socială și se poate închide total subiectul. Orice subiect poate fi închis în câteva rânduri sau poate fi închis în mai multe volume. Sigur, e o chestie de, nu numai de gust, ci și de pasiune. Pentru mine pasiunea nu este să privesc acest spectacol care nu-mi place nici mie, dar știu foarte bine că multe democrații sau așa zise democrații, cu cât sunt mai așa zise democrații, cu atât pun în scenă diverse certuri absolut inutile, diverse conflicte de orgolii între oameni care săraci în mod normal n-ar fi luați în serios la nicio întâlnire serioasă și de altfel nici nu sunt luați în serios. Sunt un fel de personaje trecătoare care trec așa ca cei care duc tava, nu? Cam aici suntem. Suntem într-un loc foarte de jos și atunci eu încerc, sigur, în acest postcomunism să caut diverse momente. Ai vorbit de momentul piața universității, care sigur e un moment extrem de complex, nu e o chestie foarte simplă, dar memoria lui a fost interesantă. A fost la memoria acestui loc și acestui eveniment, nu numai acestui loc, fac apel diverse curente politice, au fost manifestații care în mod explicit nu e vorba numai de loc, s-au referit la evenimentul din 90. Deci aici, de exemplu, e un eveniment interesant care căruia nu i s-a scris încă istoria. Atenție, noi nu avem toate arhivele, noi acum suntem încă într-o imagine în care utilizăm ce e public, anumite memorii, dar care sigur sunt parțiale, etc. Dar nu putem spune că știm cu adevărat ce au făcut toți actorii statali, care era rolul, cum gândeau anumiți actori principali ai acelor evenimente. Deci, istoria rămâne să fie scrisă. Dacă vrei, unul din oamenii probabil cei mai interesanți din acest postcomunism, despre care am scris recent câteva rânduri, este Corneliu Coposu. Da, în sfârșit un actor bun într-un film prost, dacă era un actor remarcabil. Chiar am văzut introducerea la volumul apărut recent la editura Vremea despre Corneliu Coposu în arhivele securității. Spune-ne câteva cuvinte despre volum, despre Coposu și despre analiza ta. Da, deci e o carte interesantă. Autorul este domnul Marin Pop, Corneliu Coposu sub lupa securității, declarații, corespondență, conferință și scrieri inedite la editura Vremea. De altfel, semnalez pentru cei interesați faptul că tot editura Vremea a publicat acum câțiva ani, relativ recent, un jurnal al lui Corneliu Coposu, care nu e cunoscut și care merită, eu sper să fie și reeditat, în care, printre altele, jurnal care de altfel mi-a permis să scriu și această prefață și în care îl înțelegi pe Corneliu Coposu, cel de la sfârșitul anilor 30, începutul anilor 40, care îl era undeva lângă Iuliu Maniu, un Iuliu Maniu pe care îl vezi cu niște ochi pe care eu nu l-am văzut în nicio istorie pe care am citit-o despre Iuliu Maniu. Adică ce aduce diferit
în privința lui Iuliu Maniu? Măsura în care era într-o formă de rezistență, să zicem, cumva, care nu era vizibilă neapărat la nivel public, dar Iuliu Maniu e cineva care se aștepta în orice moment să preia puterea România în acei ani. Și sentimentul ăsta lui Corneliu Copostu că e undeva în apropierea puterii în acea perioadă și gândirea pe care și-o formează în tinerețe, fiind lângă Iuliu Maniu, sunt decisive pentru a înțelege atitudinea lui din închisoare, atitudinea lui dinainte de 89, dar și cea de după 89. Adică el e cineva care preia un mod de a privi politica. E și motivul pentru care l-am... Nu cumva a fost o iluzie, pentru că Maniu nu a fost propriu-zis un om de guvernământ. A fost extraordinar după Primul Război Mondial, după părerea mea, e momentul lui cel mai grozav, după 1918. Însă a avut ghinion, e adevărat, să ajungă în fruntea țării în plină criză economică, ceea ce evident că i-a ruinat multe dintre planuri, dar nu era un pragmatic eficient de tipul Tătărescu. Eu știu bine că lumea îl demonizează pe Tătărescu din cauza compromisurilor lui de după 45, pe bună dreptate. Pe de altă parte, însă, Tătărescu era un om eficient și România efectiv duduia, mă rog, ca să folosesc o expresie, mă rog, amuzantă din ultimii ani. Adică perioada 34-37 este efectiv o perioadă în care se poate aprecia eficiența lui Tătărescu. Maniu era un om al principiilor, este un om admirabil, un om onest, decent, are toate calitățile, dar nu e propriu-zis un om de guvernământ. Iar faptul că se tot proiecta în postura de prim-ministru e mai degrabă o iluzie. Poate că în cazul lui Copos o iluzie salutară, pentru că el într-adevăr s-a comportat și în închisoare ca un posibil prim-ministru. Dacă înțeleg bine. Nu uita un lucru fundamental. Suntem în niște ani pe care de altfel românii îi cunosc foarte puțin, în acei ani, sfârșitul anilor 30, începutul anilor 40, în care o atitudine de tip Maniu, adică principială, păstra, salva cumva ideea nu de republică, ci de Constituție democratică, acel atașament față de democrație, față de un tip de pro-occidentalism în ciuda alianței României cu Germania nazistă. El era acolo, păstra legătura cu puterile occidentale, în primul rând cu britanicii, nu a fost acuzat că e spion sau alte prostii. Nu, de fapt, era rezistență. Era într-o formă de rezistență și era un recurs posibil. Ar fi putut, știm bine, să fie prim-ministru după 23 august. Nu a vrut să fie, din motive pe care nu le discutăm acum, nu sunt încă o dată istoric. Ce m-a interesat este ce ai spus tu legat de capacitatea lui Corneliu Copostu de a învăța de la Iuliu Maniu un fel de privire dincolo de momentul istoric imediat prezent. Pentru că Corneliu Copostu, când are o viziune, putem spune că e un vizionar, spun mulți, când vede că regimul comunist va cădea, el nu face asta numai din punctul de vedere al sociologului care vede sau economistului care vede că lucrurile nu mai funcționează, ci el chiar vede o capacitate a României de a exista după 89. Sunt foarte puțini oamenii care văd România postcomunistă înainte de căderea regimului comunist. Cumva asta cred că vine dintr-o experiență istorică și aici cred că trebuie să subliniem foarte mult faptul că nu poți face politică fără să ai o anumită experiență. Ideea că oamenii vin de pe stradă și din prima sunt competenți în ghilimele până un anumit subiect sau un altul, e o copilărie. Asta cred că e foarte legat de ce se întâmplă și... Acum să fim atenți ce reacție o să stârnim cu treaba asta. Cum spuneai tu, Alex? Trăim într-un...
moment al entuziasmului. Avem periodic, cred, în istoria României, moment al entuziasmului, când derupe o forță pe care o credeam ascunsă și pe bun, și într-o parte și în alt aspect politic. Aici o să mă întrerup și pentru că ce a spus Răzvan Ioan mi se pare interesant, legat de faptul de momentele entuziaste. Nu? Am vorbit de piața universității, a fost un moment de entuziasm, acela dublu în 90, pentru că unii aveau entuziasm care erau în piață, cei care erau contra pieței aveau și ei un entuziasm, deci erau două entuziasme. În general însă, e clar că noi trăim în aparente miracole. Nu? Decembrie 89, căderea comunismului a fost privită ca un miracol. De ce? Pentru că oamenii pur și simplu nu o pregătiseră, nu o gândiseră. Era un moment de surpriză și nu vedeau exact motivul. Și după aceea, în 96, miracolul victoriei Convenției și a președintelui Constantinescu, etc. Miracolul și cu Băsescu au fost vreo două miracole. Apoi Iohannis a fost iar un miracol. Cred că am și scris în 22 un text despre miracole odată. Acest ideea de miracol ne spune că noi nu învățăm ceva din istorie. Adică suntem atât de puțin capabili să vedem cu luciditate prezentul și trecutul foarte recent, îl vedem atât de partizan încât când se întâmplă un eveniment de genul ăsta, retrăim ca prima dată. Noi am retrăit Revoluția de câteva ori și de fapt de fiecare dată a fost furată și în continuare ne încăpățânăm să o facem. Scenaristul ăla din spate e foarte slab, repetă de fiecare dată aceeași poveste, dar e foarte slab pentru că în față are oameni care, din păcate, nu ajung la această luciditate de care vorbim. Urmează miracolul publicității și reluăm apoi discuția noastră despre miracole și politică. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Orice ai asculta, Hornbach este partenerul proiectelor tale. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Aș vrea să vizualizez ce ai salvat recent la favorită. Poate chiar azi ai intrat pe net să vezi modelul, culoarea sau prețul. Ce bine! Mai ales dacă sigur ai căutat peste tot. Nu? Dacă sigur ai găsit cea mai bună ofertă. Adevărul e că sigur e greu să fii. Dar când cauți și pe OLX, ai toate șansele. Iar între 15 și 21 martie ai livrare și retur gratuită. Ca să fim siguri. Romanul Carrie este debutul legendar al lui Stephen King și o poveste clasică pe lista cărților de citit într-o viață. Carrie White este o adolescentă timidă și retrasă, care a îndurat mereu ironiile colegilor de clasă, iar acasă o așteaptă o mamă violentă. Disperarea îi ajunge la apogeu, iar în Carrie se trezește o putere teribilă, telechinezia, așa că poate în sfârșit să se răzbune. Carrie este o lectură experiență din seria Stephen King, disponibilă pe nemira.ro și în librării, citită de Radio Guerilla. Muzica din control, sala Berlin și de pe terasă. În fiecare sâmbătă de la 9 seara, la Radio Guerilla. Club Control este avanpost Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Guerilla. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct, Răzvan Ioan și cu mine l-avem ca invitat pe politologul și mai cu seamă prietenul Alexandru Gusi, în direct de la Paris, mă rog, de lângă Paris, și spunea un lucru foarte important despre așteptarea miracolelor.
la noi, da? Este o trăsătură a mentalității politice, a culturii politice românești. Mereu se produc miracole, se așteaptă miracole, se produc miracole și apoi dezamăgiri. Că evident, miracolele până la urmă dezamăgesc. Este un ciclu, amăgire și dezamăgire. Se repetă mereu acest ciclu, convenția, mă rog, Iliescu, convenția, Băsescu, Iohannis, toți entuziasm și dezamăgire. Și asta m-a făcut să ajung la concluzia că cine e dezamăgit înseamnă că s-a amăgit și dacă s-a amăgit trebuie să-și dea palme că a fost prost. Acum, legat de miracole, mai vreau să adaug ceva. Și anume că este o bună ilustrare a tezei lui Carl Schmitt despre conceptele teologice secularizate. Da? Carl Schmitt a dedicat o carte faimoasă analizei noțiunii de suveranitate, de pildă. Da? Suveranitatea divină care se transformă în suveranitatea statului sau păcatul originar care este apoi interpretat în vari feluri de diferitele curente politice. Ei bine, la noi avem de-a face cu miracolul secularizat, da? Și mereu se așteaptă miracole. Dragă Toader, tu știi foarte bine care sunt referințele mele filozofice și cred că te aștepți la ce o să spun, ce urmează să spun despre miracole. Noi știm foarte bine de la Spinoza, de la Hume, că miracole, credința al miracole, este doar semnul ignoranței. Nu înțelegem cum merge natura, cum merg lucrurile, deci credem și ne așteptăm la tot felul de miracole. Și evident ne vom păcăli. Iar și iar, dar nu învățăm nimic din treaba asta. Dar sunt curios cum s-a văzut, cum s-a oglindit această ignoranță a legilor politici în cadrul românesc. Alexandru Gusi, cred că suntem cu toții aici, foarte curioși să aflăm cum s-a dezvoltat. Da, aici eu mă gândeam mai ales la un spirit public și un spirit public eminamente respectabil, pentru că asta nu înseamnă că nu e un cost foarte mare. Evident că e un cost politic și o greșeală politică, dar aici vedem foarte bine măsura în care cineva trebuie să păstreze și niște valori. Adică nu putem să cădem total în cinism din idealism. Există deci părți din populație care cred în anumite valori, văd că aceste valori nu sunt asumate decât discursiv la nivelul oamenilor politici, ale instituțiilor statului, etc. Și atunci vor, ca să folosesc rapid ce valori, evident, să zicem occidentalizare, avem un model spre care tindem, etc. E clar că pare că atingem modelul ăla asimptotic, niciodată nu ajungem la el. De fapt, e o formă de mimare. Oamenii politici, unii dintre ei investitori politici, cum se numesc câteodată în literatura de specialitate, își dau seama că e această cerere dintr-o analiză care e corectă a realității. Oamenii spun, domne, trebuie să introducem un număr de principii în activitatea politică. Nu putem să cădem toți în cinism. Atunci, aceste principii, cum le faci? Încurajezi niște oameni care sunt purtătorii acelor principii. Deci, din punctul ăsta de vedere, cei care îi susțin pe purtătorii de principii sunt eminamente respectabili și în momentul când câștigă, iar câștigul e văzut ca un miracol. De ce? Nu numai pentru că e o analiză greșită, ci pentru că inițial o analiză corectă. Inițial se vede că resursele celor care susțin anumite principii în România sunt mult mai slabe decât resursele adversarilor lor. Și surpriza e cum se face că la un moment dat câștigă. Evident, cheia este la măsura în care cei care sunt, așa zis, și purtători ale acelor principii nu sunt chiar, fac niște compromisuri astfel încât să ajungă să câștige. Asta e, dacă e să rezum și să rezum această repetare a entuziasmului și Alex, nu sunt de acord, adică e just ce spui, dar e doar o parte a problemei. Totuși să nu uităm că au fost urcați în poziții de reprezentanți ai unor principii, cum spui tu, niște oameni complet mediocri,
Pe mine mai puțin mă deranjează anumite compromisuri care sunt fatale în acțiunea politică, cât incredibila mediocritate a unor oameni care au fost prezentați de unii intelectuali ca fi niște salvatori. Da? De fiecare dată s-au găsit intelectuali care să spună despre câte o nulitate că este un om cu viziune sau că este un salvator. Da? Și după aia vezi mediocritatea incredibilă a personajului ridicat de exaltarea unor oameni. Că nici nu cred că sunt, nu cred că e rea credință, nu cred nici că e prostie, ci pur și simplu exaltare. Da? Românii sunt foarte exaltați, suntem un popor de exaltați. Da? Și după aia ce e grav, nu e doar că fac anumite compromisuri. Bun, unele chiar sunt destul de urâte și de grave. Dar mediocritatea, e incredibilă mediocritatea. Și după aia un mediocru se înconjoară de alții mai mediocri decât el. Nu vreau să dau nume, că, mă rog, nu vreau să fiu polemic, dar se adeverește în multiple cazuri. E vorba ta, același scenariu. E ca în filmul ăla american, nu știu, Groundhog Day, nu? Cu o zi care se repetă la nesfârșit. E, așa este și cu mediocritățile prezentate ca salvatori, oameni cu viziune, Maica Tereza sau mai știu eu ce. Acum trebuie spus un lucru, că față de cei mai mulți politicieni, chiar și un mediocru poate să pară o lumină. Dacă ne facem așa un sondaj, 90% din politicieni, sigur, pe lângă ei, oricine pare un vârf. Da, aici să nu uităm un paradox. Faptul că această societate civilă născută în 90 și vorbim mai mult de niște intelectuali sau deci un grup relativ restrâns care a susținut proclamația de la Timișoara, ceea ce deja era la un nivel mai important numeric, dar oamenii aceștia au avut și cred că și noi printre ei, deci nu vorbesc despre ei cu o distanță, au avut un mare merit să fixeze un cadru. Pe de altă parte, trebuia un cadru dincolo de cel pe care ni-l ofera partidul stat înainte și după 89. Dar dincolo de cadrul ăla, vedem că e destul de greu să faci politică. În cadrul acela e destul de greu să faci politică. Adică standardul e atât de înalt încât nici un om care încearcă să evite compromisurile în contextul românesc probabil nu poate ajunge să fie perfect în cadrul ăla. Deci ajungem la paradoxul următor, că un om care vrea să respecte cadrul ăla îl va avea dificultăți și fie nu va mai face politică, fie se va preface că respectă cadrul ăla. Și în momentul în care se va vedea că nu respectă, deși cadrul e irealist probabil pentru contextul românesc, imediat va fi degradat. Deci cumva puterea, am dat puterea de fapt altora și nu oamenilor politici, ci am dat puterea celor care au capacitatea, au informațiile ca la un anumit moment să doboare din zbor orice veleitate politică, pentru că, prin definiție, orice veleitate politică nu va putea să se ridice la niște standarde, cum să spun, total idealiste, pe care noi l-am fixat undeva la începutul anilor 90 și în subconștientul colectiv ele există în continuare. Noi ne prefacem că ar putea fi posibil, nu știu, vorbeam de Corneliu Copos, ne prefacem, fără să fim conștienți de asta, dar ne prefacem că o atitudine de tip Corneliu Copos ar putea fi posibilă, ar putea fi învingătoare în sistemul politic românesc. Or, sistemul politic românesc e evident incompatibil cu astfel de personalități. Pentru că Corneliu Coposu a murit totuși prea devreme, mă rog, mă refer la vârsta pe care avea sub 80 de ani când a murit, ar mai fi putut să trăiască câțiva ani și l-am fi văzut în acțiune.
și fără îndoială dezastru PNCCD-ului nu ar fi fost cel care s-a produs. Acum, problema este că, fără îndoială, Corneliu Coposu avea calități personale extraordinare și, cum spui în introducere, inteligență politică, în plus experiență. Însă, în PNCCD la vârf erau și mulți idioți sau nebuni sau escroci. Și lucrul ăsta s-a văzut în anii guvernării. Asta, și fără îndoială, ăsta e un lucru pe care probabil l-ar fi corectat dacă ar fi fost el deținătorul puterii după 96. Aici aș vrea să spun un lucru legat de inteligența politică. Sigur, când zicem inteligență, oamenii se gândesc la IQ. Ori nu-i vorba de asta. E vorba, cum am spus, de experiență. E vorba de cultură, dar e vorba în primul rând de un nivel la care te pui. Pur și simplu, gândești lucrurile la un anumit nivel. Dacă lucrurile sunt gândite la, cum să spun, în logica de zi cu zi, în logica unui tweet sau unui mesaj pe Facebook, etc., evident că nu vei putea construi ceva și mai ales nu vei putea avea această viziune căreia totuși trebuie să îi se subsumeze o activitate politică. Nimeni nu va fi singur politic. Totdeauna trebuie să convingi pe cineva. Ori e clar că în România ideea de convingere la nivelul clasei politice nu există. Nu sunt oameni care sunt convinși cu adevărat de ceva. Vezi imediat că se schimbă de pe zi pe alta. Avem, cum să spun, toate dovezile pe care știința socială poate să ți le aducă privind când vezi acțiunea oamenilor respectivi sau declarațiile oamenilor respectivi, pentru a spune că această valoare a ideii de convingere nu e compatibilă cu un succes la nivelul sistemului politic actual. Și atunci, dar încă o dată, când zici sistem politic, sunt cuvinte pe care le-am uitat. De exemplu, ideea de corupție a instituțiilor, corupția republicii, nu? Noi asta trăim, adică trăim un element, o realitate paradoxală în care regimul politic, în loc să se democratizeze, în loc ca instituțiile să fie funcționale și într-adevăr, cu cât instituțiile sunt mai eficiente, cu atât importanța oamenilor tinde să fie mai puțin mare. Ori, în cazul României, ce vedem? Vedem că s-au osificat anumite reflexe, din care pare că nu mai putem ieși, indiferent cine e omul care e chemat acolo. Dar, de fapt, omul care e un om de succes, e un om de succes în funcție de ADN-ul sistemului politic respectiv. Iar dacă suntem într-o logică a corupției, nu în sensul corupție penală, ci în sensul pur și simplu al unei scleroze instituționale. Noi am trecut prin mai multe tranziții, fără, să zic așa, fără să ne dăm seama, nu, justificând problemele noastre cu aceste tranziții. Adică avem tranziția democratică de la începutul anilor 90. Prima alternanță a fost tot o formă de tranziție. Intrarea, preintrarea în UE, în NATO, tot o formă de tranziție. Când ne-am trezit acolo, evident totul s-a schimbat, nu? Dacă te uiți pe toate realitățile politice, anumite realități, suspendarea președintelui, căderea guvernelor, etc., nici nu existau înainte ca noi să intrăm în Uniunea Europeană. Deci noi avem un nou sistem politic, practic, după intrarea în Uniunea Europeană. Altă tranziție, care, încă o dată, nu e vorba numai de o tranziție strict politică, ci e vorba de una la nivelul legilor, la nivelul organizației instituționale, etc., economic. Deci, eu cumva suntem într-o dificultate în momentul de față de a înțelege aceste schimbări din cauza că avem acest zgomot al vieții politice care nu ne dă acces. De fapt, da, nu ne dă acces să înțelege acest dramatism al schimbărilor sociale care sunt undeva dincolo, în care se creează clivaje, diverse grupuri sociale. Societatea românească e mult mai complexă ca în 90, e mult mai greu de guvernat. Cum clasa politică nu e
capabilă să o facă, nu mai guvernează. Aici cred că n-ar fi rău să ne uităm la țări care au fost în lagărul comunist, dar care au dus-o mult mai bine decât noi, după 89, după 90. Hai să fim sinceri. Ungaria, Cehia, mă rog, Cehoslovacia, Polonia, dar toate aveau o cultură politică serioasă, teoretică și practică, înainte de sistemul comunist. Noi, hai să fim sinceri, n-am avut niciodată o societate cu adevărat funcțională. Sigur, am avut momente bune, dar niciodată o societate politică cu adevărat funcțională. Da, în plus, parcă prefer România interbelică Ungariei lui Horthy. Fără să-l demonizez pe Horthy, dar parcă prefer pe Ferdinand, prefer pe Carol al II-lea, prefer pe Brătianu, pe Maniu, pe Tătărăscu, prefer lui Horthy și... Nu uita că Ungaria are cu totul alt trecut politic, de la regat, la capitală imperială, nu Budapest a fost capitală imperială. Sigur, Praga la fel, bun, Polonia are istoria pe care o are. Chiar mă gândeam acum când Alexandru Gusi vorbea despre această dialectică între individ și sistem, în a stabili cum funcționează o societate și că sistemul trebuie să fie puternic sau sistemul permite anumite lucruri. Păi bun, asta e o discuție pe care o avem în gândirea politică europeană de la Montesquieu, de la Machiavelli. Or, aici în România, evident că așa ceva nu a avut loc. Noi, bun, e o discuție poate pentru o altă dată, dar eu încă cred că n-am trecut cu adevărat prin perioada iluministă, prin perioada luminilor. Deci, evident că lipsindu-ne experiența, tocmai acest element crucial, evident că vom fi dezorientați, vom fi dezorganizați. Pe de altă parte, trebuie spus și că am progresat. Totuși, în ultimii 30 de ani, multe lucruri s-au îmbunătățit. Aș prefera, uite cum spuneai tu, Toadea, să comparăm lucrurile. Eu prefer să trăiesc acum decât să fie avut aceeași vârstă în anii 90. Noi am avut ghinionul să avem vârsta. Aveam 16 ani în 89 și Alexandru avea 15, dacă e o mică diferență între noi. Da, mă gândeam când te auzeam vorbind despre tranziție că Trotsky vorbea de revoluția permanentă. François Mitterrand a scris un pamflet de rea credință despre lovitura de stat permanentă, le coup d'état permanent. Iar noi avem tranziția permanentă, s-ar zice. Absolut tranziția, dar cu această observație că la nivelul celor care ne propun acest lucru avem o scădere a credibilității. Deci ideea de tranziție inițial avea un element de mobilizare sau cel puțin de acceptabilitate. Oamenii trebuiau să accepte, dar era și mobilizare, erau cele două. Acum eu cred că încet, încet, după ce am pierdut ideea de mobilizare, pentru că e clar, lumea s-a obosit, a obosit destul de repede din anii 90 când se vorbea de reforme, etc. Dar totuși era acceptabilitatea. Era o scuză. Ei bine, acum oamenii nu au nici acceptabilitatea și mobilizarea nu vine de nicăieri. Ori rolul oamenilor politici totuși este acela de a crea un minim de încredere. Încredere în instituții, încredere, dar această încredere încredere nu vine din discurs, ci vine dintr-o combinație între carisma omului politic și discursul pe care îl poartă și contextul care vine cu discursul respectiv. Da, stai că la noi ai foarte des reflexul: dacă zice guvernul ceva, sigur nu e adevărat. Da, dar asta ne vine, după părerea mea, din trecut. Sigur, putem duce trecutul foarte mult. Eu nu sunt atât de acord cu Răzvan Ioan în ideea că nu am avut o societate sau nu. Aveam, România a avut un parcurs destul de interesant și putem să-l vedem și la nivel economic și la nivelul relațiilor internaționale. România e un stat relativ recent, dar ne-am comparat cu state și mai recente. Ungaria, nu, e un stat destul de recent în forma respectivă după primul război mondial. Cehoslovacia, nu mai zic, a dispărut.
Polonia și ea, săraca, a fost decupată și redecupată de atâtea ori. Deci avantajul Europei Centrale e unul cultural, nu e de cultură instituțională și politică. Ei sunt la fel de vechi sau de noi ca noi, sau chiar avem un avantaj, putem spune aici. Dar ce e clar este că o anumită cultură democratică a existat. Ce am vorbit de Coposu, tocmai capacitatea lui Corneliu Coposu a fost aceea de a fi, și de aia a fost atât de urât de instituțiile statului, a fost o țintă principală din 90. Nu? Suntem singura țară în care, în loc să le luăm pe victime la începutul anului 90 și să le recunoaștem legitimitatea, care era și una de natură politică, nu numai una de natură morală, am început să înjurăm. Chestia asta a lăsat urme adânci în, putem spune, moralul colectiv. Eu sunt convins că o foarte mare parte din populație care a făcut jocul FSN-ului, să nu uităm, feseniști erau ultramajoritari în 90. Deci acei oameni, o mare parte din oameni, eu am văzut fizic oameni care îl înjurase pe Coposu 90, care au fost la mormântarea lui 95. Deci e un sentiment dublu de vinovăție. Omul ăla a stat în închisoare, apoi a fost, deci, sentiment de vinovăție pentru ce i s-a întâmplat înainte de 89, dar un sentiment și mai important de vinovăție din 90, pentru că acolo oamenii erau liberi și cumva liberi, mă rog, sigur că influențați de puterea de atunci, de televiziunea de atunci, etc., dar capacitatea aceasta de a-l urâ pe Coposu venea, nu numai pe el, dar am vorbit de tradiția istorică, venea din cheia înțelegerii conflictului din 90, care e cel al celor două legitimități. E o Românie a lui Coposu, a regelui Mihai, etc., și o altă Românie postcomunistă, care încearcă să se adapteze la postcomunism. Și în aceste, cele două Românii nu s-au reconciliat niciodată. Din punct de vedere al elitelor politice, una a câștigat în mod clar și trăim în ea. Dar sentimentul de ilegitimitate rămâne, e undeva în instituții și undeva, și atunci sigur că totdeauna eu privesc discursul extrem de critic pentru România dinainte de instaurarea comunismului ca o parte care câteodată e corect, adică idealizarea anilor 30 e o eroare imensă, dar una e să vezi erorile de atunci și alta e să vezi faptul că totuși era o țară normală, adică nu era o țară care se îndrepta spre o formă de integrare naturală cumva. Și venirea acestei perioade în Europa respectivă, nu România, chiar cu Carol al II-lea devine o dictatură, dar e una din ultimele dictaturi. Practic toate regimurile democratice, aproape toate, se prăbușesc încet încet în acea perioadă. Sigur că era o democrație extrem de fragilă, dar era destul de importantă cât să-i mai vedem urmele și după ingineria socială comunistă. Nu putem să negăm faptul că ceva a supraviețuit. Și nu e vorba numai de Corneliu Coposu. Ceva a supraviețuit, dar nu destul de puternic cât să facă față elitei formate în anii comuniști. Da, foarte justă analiză. Acum, în legătură cu ce povesteai cu oameni care îl înjuraseră pe Coposu 90 și după aia au plâns cu lacrimi de crocodil la înmormântarea lui, nu pot să nu mă gândesc că există la noi, pe lângă credința în miracole politice, pe lângă alternanța de entuziasm și dezamăgire, mai există ceva, exaltarea funebră. Când moare cineva, se produce o mare exaltare, da? Și am văzut asta cu regele Mihai, și atunci nu trebuie să ne dăm pumni în cap. Dacă ne pare atât de rău după regele Mihai, nu înseamnă că am fost niște imbecili că nu l-am pus pe tron în 90. Și tot așa, adică descoperim după ce moare cineva, într-un mod cu totul superficial, că a fost un om extraordinar.
Da, aici vreau să îți aduc aminte că regele Mihai a fost purtat de un anumit val de entuziasm organizat politic înainte de moartea sa. Și elementul e foarte important pentru că de fapt era moartea corpului politic. A fost un moment în care nu mai era credibilă această variantă în care el însuși să redevină rege cu câțiva ani înainte morții sale. Și în acel moment a putut fi instrumentalizat politic pentru că murise politic și atunci chiar înainte de moartea lui fizică. La nivelul lui Corneliu Coposu a fost invers. Moartea lui fizică și cea politică au fost în același timp și asta a făcut ca aceste lacrimi de crocodil. Cred că unele sunt lacrimi de crocodil și un entuziasm fals, pentru că oamenii e acela chiar pervers, pentru că și când vorbim de regele Mihai e evident asta, pentru că oameni care au militat în 90 și mai târziu pentru valori contrare României, regelui Mihai, au încercat apoi să se legitimeze prin el. Cred că e una din marile imposturi de după 90 și din ultimii ani pe care cumva trebuie să ne întoarcem către asta, pentru că vom înțelege mult din impostura asta, impostura din ce vine? Din lipsa oricărei conștiințe de fapt istorice. Dacă ai fost pe o parte a acelei Românii, ok, ai rămas acolo, ai și câștigat, de ce vrei să te hrănești și din puținul care rămâne celorlalți? Adică e o încercare de a monopoliza valorile. De a încerca să spui că tot ce e valoros până la urmă a fost confiscat de unii și ceilalți practic rămân numai cu o simplă nostalgie. Mă bucur că v-am făcut să râdeți. Da, mi se pare că flexibilitatea e o valoare foarte importantă în România. Cred că mulți o practică. Am putea să citim și ce e pozitivă. Și câți și cu urcatul în spinarea cuiva. Iar bietul rege a purtat pe umerii lui tot felul de personaje. Unii au ajuns președinți, mă rog, președinte mai exact, unul a ajuns președinte cocoțându-se în spinarea regelui Mihai. Și au fost cariere făcute pe spinarea regelui Mihai din revendicări frauduloase de la regele Mihai cu imensul lui prestigiu. Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi să continuăm această discuție despre memorie, despre mentalitate și cultură politică. Pasionat de tehnologie? Fă-ți o echipă de top și acceptă provocarea lansată de Kaufland. Accessibility Hackathon a dat deja startul înscrierilor și pune în joc un premiu de $16,000. Înscrie-te și tu pe kaufland.devtalks.ro. Contribuie, codează, integrează. Asigură accesul persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Un proiect susținut de Kaufland. A fost odată o fetiță de 4 ani pe nume Luna, care spunea că ei nu e somn niciodată, așa că mama ei a început să creeze povești împreună cu ea. Așa s-au născut poveștile de la Lu. Personajul principal al cărților de la Lu este o floare de mac pe nume Poppy. În cea mai nouă cărticică, Poppy face yoga și exerciții de respirație cu prietena ei, albinuța, și cu animalele de pe câmp. Cărticica cuprinde un poster cadou cu toate posturile lui Poppy, pentru a crea o rutină zilnică de yoga și mindfulness pentru copii și părinți. Poppy face yoga este o poveste tipărită responsabil pe hârtie reciclată și plastic free. De la lu.ro este Avanpost Radio Guerilla. Gărâna Jazz, emisiunea în fiecare luni de la 10 seara la Radio Guerilla. Marile festivaluri din România se cântă la Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Pe ariaburger.ro găsești burgeri, salate și deserturi delicioase la prețuri prietenoase. Rețetele sunt originale, special pentru gurmanzii pofticioși. Pe ariaburger.ro îți comanzi prânzul, cina sau chiar micul dejun după pofta inimii. Aria Burger este Avanpost Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Alexandru Gusi, politolog. Și evocai, Alexandru, înainte de pauza publicitară, pe unii care plângeau la moartea lui Coposu, deși îl înjuraseră cu vehemență cu câțiva ani mai devreme. Dar îmi aduc aminte că și în Franța s-a întâmplat acest lucru când a murit generalul de Gaulle. Da, erau tot felul de 68-ari, da, care îl înjuraseră, țipaseră împotriva lui în 68 și după aia s-au regăsit foarte triști, de parcă ar fi murit un tată. Da? Deci se întâmplă fenomene de astea, nu numai la noi. Da, dar cred că totuși depinde și de bilanțul omului respectiv. Nu știu, de exemplu, dacă ar fi coadă la mormântul lui Ion Iliescu de anticomuniști din 90. Nu, am un dubiu. Adică da, poate o reevaluare a lui Iliescu din punctul de vedere, să zicem, al unei seriozități instituționale poate avea loc. Da. Dar noi nu avem de gând să mergem nici la mormântare, nici la parastase, spre tristețea lui Opaschi, dar nu cred că vom merge la înmormântarea lui Iliescu, nu. Da, deci chiar dacă putem să recunoaștem o anumită seriozitate instituțională, etc., e clar că rolul lui din 90, din momentul 90, e decisiv, pentru că și ai vorbit de Carl Schmitt, nu știu ce părere ai despre leninism ca simbol al raportului prieten-dușman. Cert este că de leninism și faptul că Iliescu, el însuși, au scris-o mai mulți, era un leninist și atitudinea lui din 90 așa se explică, prin criminalizarea celui care nu e lângă el, prin, deci nu e vorba numai de distincția prieten-dușman, ci e vorba de distrugerea dușmanului, sigur nu fizică, dar politică. Și da, categoric, așa este, da. Adică formația leninistă și-a spus cuvântul cel puțin la început. După aia, mă rog, s-a adaptat, s-a metamorfozat, al doilea mandat nu mai e chiar același om. Dar lucrurile au rămas, da, cele de la început. Dar totuși să mai vorbim puțin despre De Gaulle, că vreau să, cum să spun, să glisăm pe cealaltă partea emisiunii, să vorbim despre Franța, să nu uităm că peste un an vor avea loc alegeri prezidențiale în sistemul politic gândit și creat de De Gaulle și pentru De Gaulle. În memoriile lui, Le Memoire d'Espoir, spune că el de fapt nu a construit aceste instituții pentru el. De altfel nu numai acolo, cred că și în anumite discursuri, ci le-a construit atât de puternice, să zicem, la nivelul, am zice, nu să folosim o formulă mai recentă, verticala statului, reconstruiește o verticală a statului într-un stat atât de agitat de revolte sociale, etc. Știm bine, Franța, o societate cu adevărat în fierbere perpetuă, o societate liberă. Și e greu să guvernezi o societate liberă. Ori De Gaulle construiește, după logica partitocratică în care partidele dominau în a patra republică, construiește un sistem politic care dă șefului statului o putere practic de a ignora parlamentul, de a depăși, de a guverna dincolo cumva, în virtutea unei legitimități directe, de a guverna efectiv. Sigur, există un prim-ministru, dar rolul lui e totuși minor.
Deci, din punctul ăsta de vedere, spunea De Gaulle, statura lui istorică, care, să aducem aminte, e totuși un personaj incredibil, reușește să construiască o ficțiune, o Franță fictivă, victorioasă în al doilea război mondial. Deși Franța, evident, a fost învinsă de Germania și a rămas învinsă, chiar dacă apoi, ca și România de altfel, și-a dat, a participat la războiul împotriva Germaniei, etc., împreună cu trupele aliate, dar asta nu înseamnă că nu a fost învinsă. Ei bine, el, știi bine, Republica Franceză se gândește în, ca și cum Vichy-ul, Republica de la Vichy, Republica colaboraționistă, să zicem, n-ar fi existat. Deja să faci asta înseamnă să ai și geniu politic și să cunoști contextul, să înțelegi inteligența politică, dacă vrei. De Gaulle avea inteligență politică până excelență. Și Constituția ce este? Este capacitatea de a produce niște instituții care îl vor transforma pe șeful statului într-un nou De Gaulle, cumva. E clar o monarhie republicană în care omul care vine se îmbracă în uniforma generalului, în sens figurat, evident, și comandă mai departe. Le roi est mort, vive le roi, se aplică Republicii Franceze. A plecat fostul președinte, trăiască nou, dar nou e undeva acolo, nu numai în fotoliul lui De Gaulle, și se spune, domne, personalitățile nu se potrivesc. Da, nu se potrivesc, dar se vede că oricine, până și bietul Hollande, nu, care a fost până acum câțiva ani președinte pentru un tur, pentru 5 ani, până și el avea o putere foarte mare. El trebuia să decidă și s-a speriat el însuși și de-aia nici n-a mai candidat a doua oară, pentru că nu era omul care să decidă. Dar cât a fost președinte, totuși la el veneau arbitrajele. Stai puțin, Alexandru, că acum câteva zile, săptămâni, a dat un interviu François Hollande în care spune că regretă că n-a candidat în 2017, ceea ce m-a făcut speriat, efectiv. N-a zis și că l-a învins sistemul? Nu. Acesta, apropo, la Emil Constantinescu e destul de bun, pentru că am vorbit de copostul, de ce a murit PNţ-ul din punct de vedere politic în 2000. Pentru că nu a avut un candidat. E același lucru cu Partidul Socialist Francez. Sigur că a avut teoretic un candidat, dar sigur scorul lui François Hollande i-ar fi permis măcar o formă de continuitate instituțională, cât de cât ar fi existat în peisaj. Dar tot nu intra în turul 2. A, cu siguranță nu intra în turul 2. Da, nu, din punctul ăsta de vedere, comparația cu cazul românesc nu e bună. Într-un fel și mie îmi pare rău că n-a candidat François Hollande, pentru că probabil n-ar mai fi fost nici Macron și intra Fillon în turul 2. De-aia mi-ar fi convenit. Mă rog, nu știu, asta este ficțiune politică. Nu, dar e o ficțiune corectă, pentru că ea ne aduce spre prezent. Adică e clar că Macron e o sinteză a contrarilor. E o sinteză între fosta administrație a lui Hollande, oameni de acolo, unii care sunt deputați, miniștri, etc., și o orientare care e mult mai liberală, mult mai de dreapta, în ghilimele cumva, pentru că e dreapta franceză, dar e clar că e un mare șpagat în care există. Hollande a avut o formă de continuitate până la urmă. Nu adversarii lui au câștigat, ci un fost protejat. Da, spuneai de contrariile lui Macron, adică că a și spus lucruri care se cam bat cap în cap în decursul timpului. Însă sunt și declarații sau acțiuni ale lui care trebuie să spun că îmi plac foarte mult. Da, eu nu eram deloc un entuziast al lui Macron în 2017, nici nu l-am votat în primul tur, bineînțeles. Însă e mult mai bun în acțiune decât părea a fi atunci când candida în campanie, deși a câștigat, era destul de găunos, trebuie spus. Apoi, nu erai grupul lui țintă.
Categoric nu. Categoric nu. Însă un exemplu, un lucru care îmi place de pildă foarte mult e faptul că va participa la ceremoniile legate de bicentenarul lui Napoleon. Acum, mă știi foarte bine, nu sunt un bonapartist ca gândire politică, sub nicio formă. Evident că văd foarte bine patologia puterii care l-a cuprins pe Napoleon. Dar e totuși Napoleon, e o imensă figură a istoriei Franței. Și se trezesc acum tot felul de activiști de ăștia corecți politic să spună că nu trebuie sărbătorit de gol. Dar cum să nu fie sărbătorit de gol? Este esențial în istoria Franței. Îmi aduc aminte anul trecut, parcă atunci când se dădeau jos statui peste tot, da? Și nebunia asta ajunsese și în Franța. Și a fost distrusă o statuia lui Voltaire, bietul Colbert, bineînțeles, de Gaulle și el, și în Martinica a fost dată jos statuia deja decapitată a împărătesei Josephine. Și mi-am exprimat, evident, indignarea față de această inomabilă barbarie, sinistră barbarie, și s-a trezit un activist ăsta corect politic să spună: da, dar și noi l-am dat jos pe Lenin la începutul anilor 90, adică să compari pe Josephine de Beauharnais cu Lenin, mi se pare o piramidală imbecilitate. E acest mod de a gândi al activistului, activistul ideologic, nu gândește decât în slogane, etichete și denunțuri. E mare specialist în denunțuri, da? Este sicofantul epocii noastre, da? Și dacă îți pare rău că a fost dată jos statuia lui Josephine de Beauharnais, înseamnă că neapărat ești rasist sau favorabil sclaviei sau mai știu eu de ce. Altfel, Toader, știu că și tu ai fost amenințat cu denunțul pe Facebook. S-au găsit niște neisprăviți care să spună: aha, v-am prins, domnul paleologu, vă denunțăm, să afle toată lumea cine sunteți. Numai că evident, tu nu mai poți, ești un om liber, nu depinzi de vreun aranjament instituțional, așa că nu poți fi șantajat. Pentru că logica activistului de care vorbești și de personajul de care vorbești, evident, e logica șantajistului. Cel care atunci când nu ești de acord cu ultima modă, vrea să-ți facă rău. Logica are sentimentul. Îți spune o etichetă, da. La urmă. Da, spune mai mult care este atmosfera legată. Eu știu din presa pe care o citesc, dar e adevărat că eu citesc numai presă de dreapta din Franța, așa că am muzicuța care îmi place. Da, sigur că avem de a face cu mai multe bule și în fiecare bulă cumva nu se mai știe aproape de existența celorlalți. Paradoxul următorul. Paradoxul e că n-ar putea exista o bulă în identitatea ei fără să se opună celelalte. Deci se va opune fără să o cunoască. Cam asta e, așa rapid spunând lucrurile. La nivel politic, eu cred că sigur că avem de a face cu o tentație americanizării. Și mai ales forțele politice mai puțin puternice, care sunt în scădere. Uite, exemplul Partidului Socialist foarte recent, ai candidata la nivelul regiunii Île-de-France, Audrey Pulvar, fostă jurnalistă, care, sau chiar și actuală, pentru că acum jurnaliștii sunt de foarte multe ori militanți politici, care a justificat întâlnirile organizate în general și mai ales de sindicatul studențesc UNEF, în care cei albi nu trebuie să vină, dar spunând că de fapt mai bine ar fi să fie prezenți, dar să tacă. Da, ceea ce e evident. Este incredibil. Da? Ne aduce aminte de ședințele. O asemenea manifestare de rasism pe față, da? Este tolerat atâta vreme cât e împotriva albilor. Trebuie imediat să spun că secretarul, cum se cheamă, primul secretar al Partidului Socialist, Olivier Faure, imediat a declarat că, din punctul lui de vedere, orice formă de revenire la utilizarea conceptului de rasă e o nebunie și a condamnat. Dar sigur că aici avem de a face cu o realitate
culturală și care e legată de o parte din electorat. O parte din electorat își exprimă nemulțumirea față de establishment în general, simpatizând cu astfel de decizii, să zicem, extremiste. Extremismul acum este un fel de, nu, logica antisistem s-a banalizat cumva. Partide cum e Rassemblement Național, despre care poate vom vorbi mai încolo, sunt partide antisistem, dar sunt acolo deja de 30 de ani. Și atunci avem de a face cu o multiplicare a logicii antisistem. Alexandru, aproape 50 de ani. Da, da, da. Din 84 putem spune că e pe... Da, în 84 o mare victorie electorală. Dar se naște în 70. Da. Revin la acest încercare de a utiliza o resursă. Să nu uităm, dacă vorbim de Partidul Socialist. Partidul Socialist își pierde cumva rațiunea de a fi în în ideologia socialistă după căderea comunismului. Nu e vorba numai de comunism care cade atunci, ci un ideal socialist care este delegitimat. Bun. Cum e delegitimat? Între altele, era deja delegitimat din anii 70 prin conștientizarea crimelor pe care comunismul le făcuse ca să ajungă și la un rezultat prost. Dar ei erau oricum în logica scopul scuză mijloacele. Nu avem discursurile lui Sartre, etc. Bun. Deci fuseseră orbi la anumite crime, apoi și-au dat seama că ele există. Idealul socialist nu mai era cu adevărat de apărat la nivelul structurilor ca realitate statală, să zicem, ca regim socialist, dar și-au păstrat numele de socialiști. De ce? Pentru că la nivel cultural totuși era un atașament față de simbolurile socialismului, care, chiar dacă ele se schimbă, și de fapt ele începuse să se schimbe din anii 80. Și încet, încet, socialismul nu devine mult mai, se îmburghezește, nu? Pe de o parte, pe de altă parte, e mult mai puțin doctrinar, e foarte divers, de altfel, nu mai e o doctrină socialistă. Ai de-a face cu mai multe curente care își găsesc sub Partidul Socialist o realitate instituțională cu care poate să ajungă la putere. Și chiar ajung la putere. Nu ultima dată cu François Hollande. Dar pierderea de viteză, motorul ideologic, e clar gripat. Și atunci folosesc alt motor ideologic. Și motorul ăsta ideologic, în mare parte, de import, nu, e american. E un paradox. Ei sunt anticapitaliști, de multe ori chiar anti-american, dar această contracultură care există în Statele Unite, dar care a apărut într-un anumit context, într-o anumită realitate, raportul cu rasismul e important aici, este importată în discursul public și în discursul politic. Și ce face Audrey Pulvar nu e chiar nou, sau suntem cumva într-un moment în care își regăsește un electorat care e diferit, nu mai tânăr, dar câteodată și electoratul chiar de culoare, electoratul islamic, nu neapărat islamist, dar islamic, cei care au căpătat cetățenia franceză de puțin timp, trebuie să aibă și ei un apărător. Și cum partidele, o parte din Partidul Socialist, pentru că e important de spus că aici e un clivaj clar în interiorul Partidului Socialist, care a ajuns extrem de mic, dar totuși clivajul extrem de mare, între cei care consideră că valorile universale ale Republicii, etc., nu faimoasa laicitate și așa mai departe, valorile sunt universale, deci conceptul de rasă nu poate fi acceptabil în contextul ăsta, și avem și aș zice o majoritate a stângii gândește așa, și avem o minoritate, dar extrem de activă și care se va confrunta cu electoratul peste un an, probabil va avea un candidat. Cumva va fi un moment al adevărului. Candidat care cine poate fi? Mélenchon?
El este cel el încearcă să fie, dar în momentul de față lucrurile nu sunt clare. Primărița Parisului, Hidalgo, este un posibil candidat al acestei zone. De altfel, Odrip Pulvar e apropiată de aceasta. Totul se joacă dacă vor fi alegeri primare. După cum știm, în alegerile primare, de foarte multe ori poate să câștige cel mai la stânga în contextul Partidului Socialist, cel care mai la stânga, mai ales că șansa să câștige alegerile e mică. Atunci obiectivul nu va fi atât acela de a câștiga președinția, ci de a reface un partid cu o identitate clară. Deci probabil e foarte probabil ca actualul Partid Socialist să rămână împărțit și, indiferent de candidat, o parte să mai rămână în electoratul lui Macron. Din punctul ăsta de vedere, acești oameni fac jocul lui Macron de minune, pentru că, în principiu, fostul electorat de stânga lui Macron e mult mai nemulțumit decât partea de centru-dreapta a electoratului Macron. Deci Macron trebuie să meargă spre dreapta să ia voturi. Pe de altă parte, fosta parte, să zicem, social-democrată a socialiștilor pare că nu o să aibă alt candidat mai bun decât un Macron. Ăsta e pariul actualului președinte, care, din punct de vedere al evoluției lucrurilor, sigur că e într-o situație destul de proastă. Da, pentru că se pierde din reflexul stângii de vot pentru Macron, adică nu știu dacă va mai funcționa la fel de bine ca în 2017 acest reflex. Votăm Macron ca să nu fie Marine Le Pen. Acum probabil mobilizarea va fi mult mai scăzută și dacă, Doamne ferește, dar cel mai probabil așa va fi, dacă se repetă scenariul din 2017, evident că Macron, chiar dacă câștigă, câștigă cu puțin. Da, ultimul jurnal du Dimanche are un studiu despre electoratul Rassemblement National și al Marinei Le Pen. Și studiul e interesant pentru că, pe de o parte, sunt 35% din francezi deja care recunosc că au votat cu Frontul Național. Și dacă îi întrebi dacă vor vota cu Marine Le Pen în primul tur, are un potențial tot în jur de 35. Bun, ceea ce e foarte mult. E mult mai mult. Poftim? Ceea ce înseamnă că e mai mult, adică în jur de peste 40%. Nu, cu alte cuvinte, va intra de ce? Pentru, poftim? Cu alte cuvinte, va intra în turul 2, Marine Le Pen. Evident. Da, dar aici de e nevoie de două precizări. Unu, cu un an și ceva înainte de alegerile precedente din 2017, Marine Le Pen era undeva spre 30. Deci, sigur, mult mai puțin ca acum, dar a luat 23, 22, 23. Era să nu intre, a fost, scorul ei a fost net mai slab decât se aștepta și anunțau sondajele. Pentru că prestația ei a fost slabă. Nu, da, dar prestația proastă a fost la al doilea tur. Și înainte, eu vorbesc de primul tur. Da, e adevărat, dar a fost mai slabă decât în restul timpului. E vorba de o poziționare greșită din punct de vedere strategic. Și anume e teoria lui Florian Philippot, e un, mă rog, tânăr politician foarte inteligent, dar complet fals în analizele lui, care i-a băgat în cap doamnei Le Pen ideea că clivajul dreapta-stânga a fost înlocuit acum de clivajul patrioți-globaliști. Ceea ce e o tâmpenie perfectă. Marine Le Pen se aștepta să fie votată de susținătorii lui Mélenchon și evident că n-avea cum să se întâmple așa ceva. Deci eu cred că pur și simplu a fost o campanie proastă pentru că poziționarea strategică era greșită. Bănuiesc că a învățat ceva din semi-eșecul din 2017, că e un semi-eșec, să nu uităm totuși că a intrat în turul 2 și a avut un scor mai mult decât onorabil. Da, dar vreau să precizez faptul că acum, spre deosebire de perioada Jean-Marie Le Pen, președinte al Frontului Național, acum
sondajele în ceea ce o privește pe ea sunt corecte, în sensul că oamenii, nu că ar fi fost incorecte neapărat înainte, ci oamenii răspund corect. De ce? E adevărat că unora le e rușine să spună, dar pe de altă parte există destul de mulți care spun că votează cu ea și nu votează pentru că e un semn de antisistem. Încă o dată, aici e vorba de un partid mare, chiar al doilea partid după unele sondaje sau chiar primul după unele sondaje, care e subreprezentat în adunarea națională, pe de o parte în Parlament, pe de altă parte este în opoziție de totdeauna. Din 84, să zicem, de când a devenit foarte vizibil, sau după 81, după venirea socialiștilor la putere cu Mitterrand. Asta face ca el să aibă, acest partid să aibă un fel de rol sistemic. E o teorie întreagă politologică care spune că există un fel de rol tribunisian după faimosul precedent al tribunului de pe vremea Republicii Romane, în care, dar aici referința autorului Georges Lavaux, care a teoretizat asta pentru Partidul Comunist Francez, care era total împotriva sistemului capitalist, regimului Franței, etc. Și totuși a fost un fel de, din punctul de vedere al acestor analize, un fel de element de integrare. Da, aici sistemică. Aș vrea să aduc în discuție o carte care a apărut acum într-o nouă ediție, și anume cartea lui Giraud. Este cumva nepot sau al generalului Giraud din timpul războiului, Henri Giraud, și e o carte pasionantă, De Gaulle et les communistes. E o carte groasă de 1000 de pagini, este foarte interesantă. Am mai avut o ediție în anii 80, între timp am mai găsit o mulțime de alte documente și realitatea este că De Gaulle a jucat cartea comunistă în timpul războiului, da? A avut discuții Stalin, da, folosind canale alternative, da, pe lângă cel oficial, mai avea un alt canal de comunicare cu Stalin. Sigur, putem înțelege de ce a făcut lucrul ăsta, însă au existat consecințe după eliberare. Eu aveam un profesor în Cagnes. Cagnes este clas prepa pentru Ecole Normale Supérieure la Henri IV. Era un om extraordinar, domnul Gurina. Mai trăiește și acum, cred că are 90 ceva de ani. Și el spunea, avea o fel de a vorbi cu gura puțin încleștată. Spunea, les gaullistes, ils ont toujours magouillé avec les communistes. Adică gaulliștii întotdeauna au făcut combinații cu comuniștii. E ceva adevărat în asta și Partidul Comunist Francez a fost în mai mare măsură parte a sistemului decât Frontul Național. Și încă ceva, Frontul Național e considerat de mulți ca fiind de extremă dreaptă, însă eu am și ținut un curs despre extrema dreaptă în Europa recent. E un termen folosit aiurea, da? Dacă nu-ți convine moaca cuiva, spui că e de extremă dreaptă și cu asta basta, da? Însă trebuie recunoscut că partidul acesta, adică Frontul Național, era extrem de radical în anii 70, extrem de radical. După care a avut o fază de normalizare și din nou o fază de radicalizare antisistem în anii 90. Frontul Național de acum, mă rog, Rassemblement Național de acum nu mai seamănă deloc cu partidul extremist, ultra-extremist din anii 70. Cred însă că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară. Scuze că am vorbit atât de mult pe această temă. Revenim și continuăm pe, cred că este o temă de interes pentru toată lumea, pentru că totuși Franța e esențială în Europa și cine știe ce se întâmplă acolo. Salut, sunt Nic de la Luna Amară. Prin joi înșine învățăm să fim mai aproape unii de ceilalți și, de ce nu, de noi înșine. Mersi fain, Radio Guerilla. Dacă vrem să-i auzim în viitor, trebuie să-i ascultăm în prezent. Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească. Guerilla ediție specială. De la ei acasă, la tine acasă. În direct pe Radio Guerilla. Luni,
de la 5 seara, Gheri Live de acasă cu Emil. Transmisie video live pe pagina de Facebook Radio Guerilla, facebook.com/radio.guerilla. Cu 2 de R și 2 de L. Gheri Live de acasă. Maestru de ceremonii Bogdan Șerban. Un fel de a mai lungi, cea mai frumoasă zi ar fi dacă am putea citi. Salut, sunt Iv cel Naiv și dacă afon cum sunt, am avut eu curajul să cânt la radio. Ar fi bine să aveți și voi curajul să citiți noul meu roman, să nu ne facem de râs în fața furnicilor. E un thriller naiv pe care adolescenții l-ar putea face cadou părinților lor, dacă ar avea bani să-l cumpere. Căutați-l cu încredere, vă promit că scriu mult mai bine decât cânt. Îl găsiți în toate librăriile bune. Citit de Radio Guerilla. Descoperă o nouă experiență premium. Carmangeria Gourmet, din 25 martie, exclusiv la vitrina cu servire asistată a magazinului Kaufland din strada Barbu Văcărescu, numărul 120-144. Pentru toți iubitorii de carne proaspătă de calitate, Kaufland. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct. Răzvan Ioan și cu mine l-avem astăzi ca invitat pe politologul Alexandru Gusi, care acum de câteva vreme stă în Franța, este specialist de alminteri în politică românească și politică franceză. Și vorbeam înainte de pauză despre Frontul Național. Acum mă gândesc, Alex, că probabil și când o să moară Le Pen o să-l plângă mulți dintre francezii care nu l-au votat niciodată. De alminteri e interesant că memoriile lui se vânduseră deja 50.000 de exemplare înainte de a fi publicată cartea. Le-am cumpărat și eu, dacă sunt foarte interesante. Dar e fenomenul de succes de librărie. E foarte interesant că nicio editură, mă rog, care e parte din sistem, n-a vrut să îl publice, dar niciuna dintre editurile importante, iar editorul care l-a publicat, evident că a dat o lovitură fabuloasă. Da, trebuie spus că Jean-Marie Le Pen a fost dat afară de fiica lui din partid și asta gândindu-se că eliberează partidul de un lest, lestul fiind chiar fondatorul, nu? Și din punctul ăsta de vedere, calculul Marine Le Pen nu cred că a fost cel bun. De altfel, spuneam de o serie de sondaje publicate acum chiar duminică în jurnalul Dimanche, care arătau că majoritatea celor care votează cu Rassemblement National, noul nume al fostului Front Național, votează evident pentru că nu le e un vot de protest, mare majoritate, peste 60%, dar numai câteva procente sunt pentru că ei sunt susținătorii Marine Le Pen. Și ăsta e fenomenul important. Deci avem și analiza pe care o arată imaginea Marine Le Pen mai degrabă față de acum câțiva ani e mai degrabă mai proastă, iar imaginea partidului e mai degrabă mai bună. Ce spune asta? Că oamenii cumva s-au obișnuit cu partidul, îl vor vota, e un fel de electorat captiv pe care îl păstrează și cine va conduce partidul nu va mai fi atât de important. Nu mai suntem deloc în logica partidului om, care era cea în general a partidelor din Franța și da. Nu, aici e un fel, ăsta e cu adevărat un element antisistem, pentru că în măsura în care se construiește un partid care să stea pe picioarele lui, deja au niște aleși, dar prea puțin, în acea măsură, evident că pasul către putere
este cumva asigurat nu peste un an, ci probabil peste 5. Dar e un partid care se găsește cu atât mai mult într-o poziție importantă, cu cât la stânga lui dreapta e în momentul de față fără lider. Și nu, dreapta e o federație de aleși locali, de fapt. Nu mai e o dintre care o parte nu mai sunt nici măcar în partidul care se numește Le Républicain. De altfel e interesant faptul că partidele astea schimbă tot timpul numele. Nu vorbeam de Partidul Socialist, care rămâne atașat unui simbol care totuși e parecum desuet, socialismul, pe când partidele de dreapta își schimbă numele odată la câțiva ani. Arată măsura în care, de fapt, sigur, într-un sistem așa zis semi-prezidențial, e formula, să zicem, politologică oficială. De fapt, e singurul sistem super-prezidențial și democratic din lume. Nu, în principiu, nu prea poți să le aduni pe ambele. Pentru că societatea civilă extrem de puternică în Franța, poate să existe un sistem quasi-autoritar politic, dar care, sigur, din cauza contraputerilor interne statului, nu știu, justiția, de exemplu. Justiția e într-un fel de război cu oamenii politici. Cum prind unul, judecătorul îi dă maximum, sau, adică e clar că suntem într-o logică de confruntare. Știi? Deci ai în interiorul statului, dar și în societatea civilă, nu manifestații, etc., care fac ca să se echilibreze sistemul. E singurul sistem funcțional din Europa, dar din lume, nu cumva și SUA este un sistem prezidențial, bineînțeles, funcțional, este separarea unde președintele are. Ai un parlament, ai congresul care de foarte multe ori îl cenzurează pe președinte. Sigur că acum suntem într-o perioadă specială și în America. Știm bine faptul că e oarecare parlamentul are aceeași culoare și senatul și Camera Reprezentanților și președintele. E într-un moment, dar asta e foarte rar. Vreau numai să spun un lucru, iartă-mă toate și că vrei să spui ceva, dar noi ne aflăm în momentul de față într-o criză a sistemelor de partide, din o criză mondială. E și o carte, la criză mondială de sistem partizan, Pierre Martin. Nu suntem, de foarte multe ori avem iluzia că noi trăim acum o criză și de fapt criza e tot timpul. E adevărat, dar din punct de vedere democratic e clar că instituția partidelor e mai slăbită ca niciodată. Și oarecum ai spus acum câteva minute, ai făcut observația că Toader e un om liber. E un om liber că nu a vrut să intre într-un partid. Dar marele paradox acum este că partidele sunt extrem de slabe. Oamenii, dar când intri într-un partid, acolo ești într-un fel prizonier, pentru că n-ai voie să spui un cuvânt, pentru că asta angajează tot partidul și vei avea, cum să spun, vei fi pe lista neagră nu tu, ci tot partidul. Deci e o perversitate aici. Alexandru, oamenii cu adevărat ambițioși fac în așa fel încât să fie dați afară din partid. Da? Da. Adică faptul că am provocat excluderea mea arată totuși o ambiție destul de, mă rog, cu bătaie destul de lungă, însă, mă rog, glumesc evident. Însă în legătură cu ce spuneai cu puterea judiciară, mă gândesc la o carte a unui personaj despre care oricum voiam să aduc vorba, și anume Éric Zemmour. Éric Zemmour a scris acum câțiva ani o carte care se intitulează Le coup d'état des juges. Bun, nu vreau să dezvolt acum toată teoria lui. El consideră că există un mare pericol în preluarea puterii de către judecători, lucru care se întâmplă și în alte țări, dar e un fenomen internațional, aș zice. Ori Éric Zemmour este evocat foarte adesea ca posibil candidat la prezidențiale. Eu unul nu cred în această variantă. Cred că Marine Le Pen va candida și va intra cel mai probabil în turul 2. Nu se știe exact cu cine, probabil tot cu Macron,
poate va fi o surpriză, cine știe. Dar să explicăm celor care ne ascultă cine este Eric Zemmour, pentru că e un fenomen interesant. Este un jurnalist, un intelectual, a scris multe cărți. Unii îl consideră de extremă dreaptă, alții îl consideră pur și simplu de dreapta rezonabilă. Să vorbim puțin despre acest intelectual foarte influent, putem spune, în Franța contemporană, atât de influent încât se evocă în mod constant și o posibilă candidatură a lui la prezidențiale, care, repet, nu cred că se va produce. Da, mă grăbesc repede să spun că nu e un intelectual. În ce sens? Sigur că a scris cărți interesante, un om extraordinar de inteligent și reușește să aibă oameni care îi susțin, etc. Dar nu are o profesie intelectuală și nu, el însuși nu se prezintă ca un intelectual de altfel. Cartea lui cunoscută, Le Suicide Français, e o recitire a istoriei Franței într-o cheie care poate fi contestabilă, mai ales în anumite părți ale istoriei, inclusiv perioada extrem de sensibilă din al doilea război mondial. Bun. Și asta l-a împins spre extrema dreaptă. Atenție! Când întreb electoratul Rassemblement Național dacă l-ar vrea ca reprezentant dacă intre pe francezi pe cine vede ca reprezentant al Rassemblement Național, 57% din ei, deci destul de mulți, spun că Zemmour e printre ei. Atenție, Marine Le Pen e la 80%, Marion Le Pen e la 75%. Și sunt un număr de candidați ca și generații. Al treilea e Zemmour pe listă? Da, cred că da. Sunt 50%, dar sunt undeva la 50 ceva. Într-o firmă de familie nu-i puțin locul să fii pe locul 3, deși vii din afară. Da, da, lui sigur nu-i convine, pentru că demersul lui totdeauna a fost următorul. Să o critique pe Marine Le Pen, 1. 2. Să considere că electoratul Rassemblement Național este perfect, stimabil și că merită o reprezentare mai bună decât Marine Le Pen. Și în fine, știe că partidul nu poate să ajungă să fie reprezentantul unui partid care e legat atât de mult de o familie, cum spui. Dar evident îl privește cu mult mai mult, îl prezintă cu mult mai multă înțelegere. Și asta face ca el să fie considerat, bun, e la dreapta dreptei, să zicem. E foarte greu să spui, a avut anumite condamnări pentru declarații publice referitoare la tine. Care sunt tezele lui atât de scandaloase? Uite, una dintre tezele care a suscitat, mă rog, mare emoție este legat de faptul că în timpul războiului mareșalul Pétain nu a livrat evreii francezi, însă a livrat, da, din păcate asta e realitatea rușinoasă, a livrat evrei străini. Ori el este evreu, da, e dintr-o familie evreiască și spune, uite, eu trăiesc pentru că Pétain nu i-a dat pe mama și pe tata pe mâna nemților. Și e adevărat că, într-adevăr, evreii erau discriminați. Există două statute ale evreilor care sunt niște mizerii în 40 și 41. Dar Zemmour spune, da, sunt niște mizerii, dar am rămas în viață. Asta e teza lui. Și am asistat, de pildă, chiar vă recomand să vă uitați pe YouTube o dezbatere, de pildă, între el și Bernard-Henri Lévy, care evident că vorbește de umilirea pe care a resimțit-o mama lui când a fost dat afară din învățământ. Era institutoare, dar și a fost dat afară din învățământ. Evident că are dreptate Bernard-Henri Lévy, dar pe de altă parte, când spune Eric Zemmour, dacă nu era Pétain, eu nu mai apăream pe lume. Da, mă rog. Deci despre asta este vorba, da? Și cred că e aspectul cel mai sensibil din. Dar
e un provocator, adică e un aspect sensibil, dar n-aș spune că asta e o mare viziune despre... Bun, sigur că el nu e vechea teză a existenței, nu unei strategii a regimului de la Vichy să iasă din război, nu, aceste discuții le aveam în paralel, nu, și în România cu regimul Antonescu. Bun, complexitatea războiului și a perioadei istorice respective, de fapt, împiedică o discuție pe spațiu public. Dacă scoți asta ca un element, pe asta, și asta vreau să subliniez, măsura în care nu e un intelectual, el e un prezentator, un animator de emisiune popular în, la televiziunea CNews. Bun. Și sigur că momentul în care folosește anumite are anumite afirmații referitoare la istorie care sunt care cer foarte multe nuanțe și el încearcă să tranșeze lucrurile simplu. El de ce o face? Pentru că vrea să provoace. Deci și din punctul ăsta de vedere reușește pentru că emisiunea lui este privită întreaga CNews trăiește avându-l pe el ca un principal, ca principală locomotivă. Deci ăsta nu-i puțin lucru. Pe de altă parte, e o fracțiune infimă din electorat. Deci el este un produs de succes pe o anumită nișă, care însă nu are vocația să fie cu adevărat votat de mari mase. Și cred că știe foarte bine asta. Asta nu înseamnă că el nu poate fi candidat, nu poate face așa să aibă o tentativă tocmai cumva pentru a avea o reclamă, o publicitate, dar aici eu cred că suntem iar la nivelul imaginii până la urmă. E o dimensiune până la urmă superficială. Nu e politică pe termen, nu e un fondator, Eric Zemmour nu e un fondator de partid, nu cred că o să-l găsim aici, ci îl vom găsi ca un analist politic sau jurnalist competent, care sigur va avea câteodată niște păreri care nu vor place unora sau altora. Problema, evident, una din problemele demonstrate de Zemmour este cea de aruncare în penal a unor declarații care pot fi contestate. Adică și aici sigur că avem o mare problemă. Suntem într-o lume în care se decide ca anumite păreri să fie să devină ilegale sau să nu fie frecventabile. Și din punctul ăsta de vedere, e clar că avem de a face cu trebuie să regăsim cumva spiritul nuanței. Nu mai putem trăi numai din verdicte absolute. Tu ai spus liste negre etc. Nu, oamenii trebuie ascultați chiar dacă nu ești de părere cu ei. Ideea multor militanți că ceilalți nici nu mai trebuie ascultați și că trebuie să li se pună nu o bodniță, e un drum greșit pe care îl ia democrația, cum am spus, criza sistemelor de partide e de fapt o criză a democrațiilor care nu vine neapărat din existența populismului. Nu populismul e cauza acestei crize. El e evident un simptom al problemei reprezentării. Aș vrea să evoc o chestiune foarte precisă. Și în România, în 2015, dacă nu mă înșel, a fost votată o lege care e copiată după legi similare din alte țări, de pildă legea Gheso din Franța de la începutul anilor 90. Am copiat și noi o asemenea lege, așa zisa lege antilegionară, care practic te face pasibil de condamnare dacă zici de bine de cineva, mă rog, care a fost implicat în mișcarea legionară sau mai știu ce. Eu nu am votat această lege, dar tocmai pentru că sunt foarte ostil legionarismului, dar nu vreau într-o dezbatere celălalt să fie într-o poziție de inferioritate legală care de fapt e o superioritate morală. Că nu te mai lupți cu arme egale, nu poți să fii într-un duel, unul să aibă un pistol încărcat și celălalt un pistol cu apă.
Da? Deci dacă am ceva de discutat cu Lavric, mă rog, n-am de gând să stau de vorbă cu el, dar dacă avem de dezbătut, nu vreau eu să am un pistol cu glonț și el un pistol cu apă. Nu e corect. Cu atât mai mult cu cât știu că eu am argumente mult mai bune decât ale lui, care stau în picioare. Da? Mă rog, am dat exemplul ăsta, dar n-aș vrea să, mă rog, să se supere cumva. Da? Însă cred că se ajunge în situația în care să fii condamnat puțin, cum e cazul lui Zemmour, e un titlu de glorie. Sigur, da. Situații în care condamnările te scot din circuit, cum e cazul lui Dieudonné. Mai că Dieudonné a făcut provocări antisemite repetate și asta s-a întâmplat. Zemmour provoacă, dar nu prea mult. Dacă și-a luat o condamnare sau două, e cu atât mai bine pentru popularitatea lui. Cărțile îi vor fi citite încă și mai abitir. Orice condamnare îi aduce 20.000 de cititori în plus. E arta victimizării, trebuie să știi, bineînțeles, să o faci în mod just. Ba da, este victimizare. Stai da, că el face treburile astea. Nu el se victimizează, ci ăia care chiar fac acest lucru. Adică nu e doar o joacă. El e provocator, fără îndoială. Da, și știe ce se va întâmpla. Știe și imaginează destul de ușor, că nu e greu. Adică nu trebuie să fii vreun geniu ca să-ți dai seama că vei fi pus la perete. Atunci sunt foarte idioți aia care îl dau în judecată și care îl condamnă. Nu știu ce să zic. Îi fac jocul să știi că e o lectură posibilă. Dar bun, aici iarăși eu cred că scuze. Cred că tema este aceea a unei culturi politice în care acceptabilul și inacceptabilul sunt de la sine înțeles. În momentul în care ele devin lege, înseamnă că ele sunt în criză. Deci și criza unui prezenței unui discurs extremist în spațiu public este rezultatul neîncrederii în sistem și cineva condamnat juridic nu mai este condamnat moral într-o societate în care majoritatea e antisistem. Dacă luăm Franța și adunăm procentele partidelor care se declară antisistem, vedem că ele merg spre 50%, câteodată și mai mult în ultimii 20 de ani. Deci această condamnare are efectele perverse de care am vorbit. Mai degrabă poate să-l ajute pe cel condamnat, dar adevărul este că noi, exemplul Zemmour sau alte exemple, de obicei sunt anecdotice față de realitatea unui discurs general care are mult mai multe, cum să spun, așa zise derapaje. De fapt, discursul extremist pe rețelele sociale e câteodată produs chiar de oameni care știm foarte bine că nu sunt extremiști, dar care, din motive pur și simplu tehnologice, sunt împinși să aibă o nouă personalitate pe virtuală, să zicem așa, și care sunt cumva antrenați în discuții sau într-o apărare a propriilor lor idei, care, din, să zic așa, febra discuției, anumite lucruri care în mod normal țineau de sfera privată, intră în sfera publică. Și această confuzie, evident, e o cheie, pentru că, până la urmă, avem libertate de conștiință. Deci, sigur, juridic vorbind, niciodată sistemele totalitare au vrut asta, dar niciodată nu o să ni se interzică să gândim ceva. Nu? De la a gândi, a spune ceva e un pas, și de la spune ceva, a spune în spațiu public e un pas mult mai mare. Ori, în contextul actual, de foarte multe ori, acel spațiu așa zis privat devine public. Și atunci avem problema cenzurii publice, devine o problemă a libertății de conștiință individuală. Da, eu am decis în ultima vreme să șterg pur și simplu comentariile nepoliticoase. În primul rând, nu accept ca cineva să mi se adreseze pe Facebook cu tu. Gata, îi șterg din start, nici nu mai citesc. Nu accept tocmai afirmații rasiste, antisemite, că sunt. Astăzi am șters. Astăzi am șters o, nu știu câte. Astăzi, uite, n-am avut antisemite azi, dar ieri am avut.
rasiste, antigrecești de pildă. Da? Am postat pentru Ziua Națională a Greciei și incredibil câte mizerii poate să spună oameni despre greci, că sunt o rasă odioasă, că sunt nu știu cum, că sunt mincinoși. Da, și așa ceva șterg, pur și simplu. Sau nu, mai sunt unii care sunt paraziți. Da? Paraziții Facebook-ului, oameni care n-au niciun fel de cerc în jurul lor. Da? Te uiți pe contul lor de Facebook, au 3-4 prieteni și ăia prieteni, cine știe cum o fi, însă parazitează notorietatea altuia. Și sunt conturi false, bineînțeles. Nu, unele nu sunt false. De unii m-am convins că nu sunt false. Sunt niște idioți și niște paraziți care vor să se servească de pagina mea ca să-și publice delirurile lor. Vorbim efectiv de deliruri, paranoia conspiraționistă, tot felul de absurdități și foarte multă ură, enorm de multă ură și frustrare și prostie abisală. Deci lucrurile astea le vezi pe Facebook, sunt un instrument nemaipomenit de studiu, da? Sunt un instrument de studiu al prostiei omenești. Pe de altă parte, aici cred că are dreptate Alexandru Gusi, cred că și cumva produce o anumită tâmpire. Dacă toată lumea e pe același plan, oricine poate să spună orice, tâmpitul satului devine influencer, notorietatea altuia, da? Toader, nu mă pot abține să nu spun. Cine a fost primul care a zis că mă tem de greci și când aduc daruri? Virgiliu. Da, asta. Ce face? L-ai cenzurat? Se vede că Răzvan citește cu mare atenție pagina mea, că spunea unul, cum zice un proverb tragic, mă tem de greci. Da, când dau daruri, i-a spus, nu, nu e niciun proverb, este vorba de un citat din Eneida lui Virgiliu. Da. Uite că ne pierdem. Asta ne aduce foarte multă înțelepciune, pentru că trebuie totdeauna să fim atenți la cai troieni virtuali, reali, politici sau de altfel. Alexandru Gusi este unul dintre oamenii cei mai înțelepți pe care îi știu, pentru că nu are Facebook. Da, da, îți dai seama că asta provoacă o dificultate de a înțelege anumite discursuri. Adică această alegere e strict legată și de o realitate profesională. Îmi permit să nu am. Dar nu recomand și știu că sunt oameni care scriu minunat pe Facebook, care sunt într-o situație de singurătate și utilizează Facebook. Adică eu cred că avem o mare dificultate de a legifera pe acest tărâm. Cred că ar trebui să căutăm soluții, sunt niște probleme grave, dar ar trebui întâi să căutăm soluțiile, nu să le aplicăm și după aia că asta s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut, în alegerile americane, s-au aplicat niște soluții de cenzură fără să fie echitabile pentru toată lumea. Și asta creează frustrare, alimentează tot felul de teorii ale conspirației etc. Și de aici evident că putem ieși, numai că e nevoie de timp. Și da, așa e. Și mie mi se pare absolut inacceptabil ca o companie privată să suprime pur și simplu contul președintelui cele mai importante democrații, indiferent de ce prostii spune președintele respectiv pe Facebook. Mulțumesc foarte mult, Alex, pentru participarea la această emisiune. A fost o mare plăcere să stăm la taclale, să discutăm. Sper că cei care ne-au ascultat au și reținut ceva din taclalele noastre. Încă o dată mulțumesc. Mulțumesc și eu. Vă dau tuturor întâlnire tot așa săptămâna viitoare la ora 2 la Metope. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa